Dacă ar fi să facem un desert super rapid de toamnă, ei bine, acesta ar fi. Este o tartă cu mere, dar nu ne mai complicăm cu aluatul. Îl cumpărăm gata făcut, am aici un aluat de tartă, cumpărat din supermarket, care este foarte bun și vreau să-l folosesc. Ei bine, această rețetă este, cum spuneam, tomnatică un pic, dar și super delicioasă în același timp, pentru că o să combinăm gustul merelor cu mierea. Toată lumea are în casă mere și miere, fugiți repede la magazin, luați un aluat de genul și ne apucăm de treabă. Pentru această rețetă avem nevoie de mere, coajă de lămâie, miere, un ou, aluat de tartă dulce și mai am un mix de nuci aici, adică am golit cam tot ce aveam prin punguțe în această bucătărie de la bucătăraș. Aveam niște nuci pecan pe care le-am mărunțit, uite așa, câteva și mai aveam niște miez de nucă din ăsta măcinat, așa că am făcut o combinație. Avem nevoie de o tavă pentru cuptor cu hârtie de copt în care o să așez aluatul de tartă. Cu ajutorul unei farfurii o să decupez un cerc pentru că vreau ca tarta mea să fie rotundă. Iar marginile le voi băga mai târziu puțin la cuptor, după care le scot și le dau puțin cu zahăr pudră și am făcut niște fursecuri nemaipomenite. Tot ce fac la această tartă este să pun miezul acesta de nuci. O să pun și câteva linguri de miere peste nuci. Nu folosesc absolut deloc zahăr la acest desert, tocmai pentru că folosesc miere. Acum tot ce trebuie să fac este să scot cotorul merelor. Și acum tot ce trebuie să facem este să le tăiem în jumătate și să le feliem, uite așa, să încercăm să le păstrăm forma de jumătate, pentru că fix așa vreau să le și pun peste tartă. Și acum tot ce facem este să punem din loc în loc câte o jumătate de măr feliată, uite așa. Iar acum tot ce vreau să fac este să închid această tartă și să o bag la cuptor. Ca să închid tarta, iau marginile și le aduc așa în interior. Ungem cu gălbenuș de ou pe toată marginea. Mai pun foarte puțină miere pe fiecare bucată de măr tăiată, să se caramelizeze frumos. Perfect, totul intră la cuptor la 190 de grade pentru 30-35 de minute. Ia uitați ce frumusețe de tartă avem aici, cum arată în primul și în primul rând. Avem aluat de tartă, nuci, miere și mere. Ce să mai cerem mai mult de atât, n-are cum să nu fie gustoasă, dar vreau să vă uitați cât de frumos arată. I-am mai dat așa o aromă cu coaja aceasta de lămâie. Ei bine, această tartă merge foarte bine cu o cupă de înghețată sau cu un sos de vanilie. Nu uitați să ne dați like și să vă abonați la canalul Bucătăraș.